În incursiunea noastră prin Orient, prilejuită de epistola către Galateni, la care privim în aceste zile, facem câteva clipe de popas într-o noapte înstelată din urmă cu vreo 4 milenii. Imaginează-te noaptea în câmp deschis privind cerul senin, împânzit cu o sumedenie de stele de toate felurile, mult mai multe decât ai putea vreodată să numeri. Așa stătea odată și Avraam, una dintre cele mai timpurii și strălucitoare stele din Vechiul Testament, socotit tatăl tuturor credincioșilor, atât de către evrei și arabi, cât și de către creștini. La acel moment, Avraam și Sara, soția lui, deși înaintați în vârstă, nu aveau copii și sufereau din cauza aceasta. Dar în acea noapte memorabilă, Dumnezeu i-a promis lui Avraam că familia sa va fi la fel de numeroasă ca nisipul de pe țărmul mării și ca stelele de deasupra lui. Și închipuiți-vă, Avraam l-a crezut pe Dumnezeu. Și pentru asta Domnul l-a socotit neprihănit. Dumnezeu a întărit făgăduința spunând, îți promit că așa va fi. Iar Avraam a spus simplu, amin. Acest lucru s-a petrecut cu mult înainte ca Dumnezeu să-i dea lui Moise tablele legii, ori să ceară celor din poporul său să se taie împrejur. Izbăvirea, mântuirea, înălțarea lui Avraam au venit prin nimic altceva decât prin credință și atât. Destui ani după acea noapte înstelată, Avraam a îndrăznit să-i reamintească lui Dumnezeu. Doamne, încă nu am urmașii pe care mi-ai promis. Fapt pentru care Dumnezeu a inițiat un legământ. În vremea aceea, un contract între părți era parafat prin jertfirea unui animal care era tăiat în două. Cele două jumătăți erau culcate la pământ de o parte și de alta, fiecare pe partea ei. Pentru a pecetlui legământul, cei doi trebuiau să-și dea mâna și să treacă împreună printre cele două jumătăți. Așa că Avraam a pregătit jertfa și a așteptat. A așteptat toată ziua. La apus, Dumnezeu a trimis peste Avraam un somn adânc, el a adormit, iar Dumnezeu a trecut singur printre cele două jumătăți. El era singurul semnatar. El se angaja să împlinească toate cerințele legământului. Partea lui Avraam era doar să creadă în Dumnezeu. Tot asta ne cere și nouă azi Dumnezeu, doar să credem. Când Iisus Hristos a plătit pe crucea de la Golgota prețul pentru ștergerea păcatelor noastre, El s-a angajat prin contract și a făcut tot ce trebuia ca să ne salveze. Sângele lui Iisus restabilește pacea între om și Dumnezeu. Tot ce are omul de făcut este să creadă. Acest legământ cu Dumnezeu a fost încheiat la începutul vieții de credință a lui Avraam. După mulți ani, când Avraam avea deja fiul făgăduit, Dumnezeu l-a pus la încercare și a cerut lui Avraam să-și aducă fiul ca jertfă. Poftim să-l sacrifice pe cel pe care l-așteptase atât, pe care îl iubea ca pe lumina ochilor, pe singurul fiu al promisiunii, copilul născut când nimeni nu se mai aștepta. Și câte și mai câte asemenea obiecții ar fi putut aduce Avraam. Dar nu. Nu a făcut-o. El l-a ascultat și a crezut că Lau, adică Dumnezeu, îl poate ridica dintre cei morți pe Isaac și să-i redea, ca să-și țină făgăduința. Dar Dumnezeu nu dorise decât să-l încerce. Așa că l-a oprit în ultimul moment pe tată să-și jertfească fiul. Încă o dată, Avraam dovedise că se încredea în Dumnezeu. În ecoul acestei constatări ne oprim, continuăm data viitoare.